Cea de-a 11-a promoție de inginer de la USAMV, filiala Călăraș, intră pe piața muncii începând cu 2019. Studenții anului 4 ai Facultății de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală au participat vineri 17 mai la cursul festiv. În perioada 2001-2007 au absolvit 7 promoții ale Colegiului Universitar Agricol Călăraș, cu un număr total de 321 de absolvenți. Având în vedere necesarul de specialiști în acest domeniu pentru județele din sud-estul țării, începând cu anul universitar 2005-2006, a avut loc transformarea Colegiului Universitar Agricol în facultate pe domeniul Inginerie și Management în Agricultură, cu specializarea Inginerie Economică în Agricultură, până în acest moment absolvind un număr de 876 de ingineri, la care se adaugă cei 62 de absolvenți de astăzi. Absolvenții noștri, angajați în unitățile de profil, s-au dovedit specialiști capabili în domeniile economic și tehnic, respectiv în domeniile management, marketing, contabilitate, unde lucrează circa 30% din datele statistice pe care noi le avem. O parte dintre absolvenți, în procent de circa 25%, au fost capabili să înființeze și să gestioneze, să managerieze afaceri în domeniul agricol. Dar cel mai important este faptul că toți ne fac cinste. Este o mândrie pentru noi dascăi să primim cuvinte de laudă pentru modul cum i-am pregătit pentru piața muncii. Dar să revenim la cei 62 de absolvenți de astăzi, din cei 85 cu care am început ciclul universitar în anul 2015, pentru că este momentul bilanțului în care resursele investite trebuie să dea roade. Așadar, suntem la momentul culegerii roadelor. Distinși profesori, stimați elevi, mi-am făcut un obicei de câțiva ani buni, cred că vreo 7 la număr, să nu ratez nicio întâlnire cu dumneavoastră, ceea ce îmi face plăcere. Haideți să începem în felul următor. Meritul pentru care astăzi sunteți în această formulă este în primul și în primul rând al dumneavoastră. Pentru că dacă nu era așa, făceați parte din diferența începutului de an, în urmă cu câțiva ani. Și este meritul dumneavoastră. La fel de important este și examenul care vă atestă și va dovedi cât de bine v-ați însușit materia, pentru că urmează un examen de licență. Sper eu pentru dumneavoastră să-l treceți cu brio și să faceți o altă petrecere, așa cum bănuiesc că o aveți pregătită astăzi. Ce-mi doresc eu pentru dumneavoastră? Îmi doresc să fiți specialiștii pe care dumneavoastră îi proiectați. Fiecare pentru dumneavoastră. Piața forței de muncă nu este una simplă, nu este una ușoară și trebuie să vă convingeți angajatorii că dumneavoastră sunteți singurii care le puteți aduce plus valoare. Vindeți-vă frumos pielea, cu ghilimele de rigoare, adică cunoștințele pe care le-ați acumulat în parcursul anilor universitari. Pentru că, îmi place să o spun, nu cred și eu spun, nimeni nu va veni la ușă sau la poartă să vă spună în felul următor. Am un loc de muncă. Nu vrei să-l ocup tu? Ca atare, dacă vă doriți ceva, trebuie să vă bateți pentru acel ceva. Să aveți curaj, să vă asumați toate aceste lucruri și să mergeți înainte. De dumneavoastră depinde dacă veți avea drumul așa cum vi-l doriți sau nu. Cu siguranță ați avut în fața dumneavoastră profesorii care i-ați stors, îmi place mie să cred, de toate informațiile de care dumneavoastră ați avut nevoie și cu siguranță vă vor fi alături și în perioada următoare, ori de câte ori veți avea nevoie de un sfat. Nu uitați. Viitorul vă aparține pentru că țara are nevoie de dumneavoastră. Vă mulțumesc tuturor și vă doresc baftă! Doamnelor, domnișoarelor și domnilor absolvenți și studenți,
părinți, dacă sunteți aici în sală, în numele meu și în numele președintelui Consiliului Județean Călăraș, vreau să vă felicit pentru ceea ce ați reușit, respectiv să absolviți această formă de învățământ superior. Am o minge. Am o minge și nu știu ce să fac cu ea. Doamna director a pasat această mingie. Dumneavoastră ați făcut ce a depins de dumneavoastră, acum și vremurile să mai țină cu dumneavoastră și să fie cu dumneavoastră. Și dacă vremurile vor fi cu dumneavoastră, atunci totul va fi minunat. Mi-ar plăcea să spun ceva despre ziua de mâine. Dar din păcate, doamnelor, domnișoarelor și domnilor absolvenți, doamnă director și domnilor profesori, nu pot să spun nimic despre ziua de mâine, pentru că, cum și domnul prefect spunea, ziua de mâine și-o construiește fiecare. Dumneavoastră sunteți în plin proces de a vă construi ziua de mâine. M-a întrebat cineva zilele trecute dacă societatea se schimbă. Se poate schimba, pentru că este nemulțumit de societate. Răspunsul îl puteți da și dumneavoastră acum și mi-ar plăcea să-l aud. Sunt convins. Răspunsul este da, odată cu fiecare om, odată cu fiecare membru al societății. Societatea nu se schimbă dacă noi nu ne schimbăm, fiecare în parte. Dumneavoastră sunteți în plin proces de schimbare. Acum. Dacă mâine și dacă vremurile vor fi bune și vă vor fi favorabile, doar de alegerea pe care o veți face dumneavoastră imediat ce vom ieși din această sală, din acest anfiteatru. Vremurile vor fi așa cum ni le vom face.